Am identificat un grant oferit de guvernul Suediei și USAID al Americii și am pornit în aventura vinului într-o perioadă foarte complicată, în care perioada după embargo, perioada în care vinăriile mari tot au început să îmbutelieze, au început să sporească calitatea vinului. Și atunci am apărut și noi și cumva a trebuit să ne diferențiem de stat. Fiind o vinărie mică, mic producător, bugete mici, tu faci vinul, tu faci contabilitate, tu faci și exportul, totul, da? Deci, practic, ești aici pentru mai multe funcții. Și cu ajutorul acestui grant, de fapt, am reușit să cumpărăm și echipamente și să investim în marketing, în branding. Mi-a fost oferit expert în tehnologia de producere a vinului. Un an de zile, practic, mi-au ghidat, nu doar pe noi, au fost mai mulți mici producători. Le-a ghidat cum să facem față acestui domeniu. Facem parte dintr-o asociație a micilor producători, unde sunt, cred că, 60 de membri deja. Vrei, nu vrei, noi distribuim, avem utilaje pe care le șăruim, da? Ei ne le aduc nouă, deci chiar suntem o comunitate de oameni care prietenesc. Da, pe extern am trebuit și mai mult să ne unim, ca să venim cu vinuri calitative, să exportăm ca oamenii din acea țară să mai vrea să consume vin, a gustat de la alt producător, să vrea să guste și de la mine. Deci, cu siguranță, concurența nu este pentru vinificație, trebuie să fie vântul colaborare. Noi ne-am străduit pe toată perioada pandemiei să nu disponibilizăm pe nimeni, chiar dacă nu erau încasări. Noi am păstrat oamenii care lucrau pentru noi, pentru că așa e cinstit. Oamenii, știți cum, lucrează pentru tine, au familie acasă și nu este corect să-i lași când e greu, pentru că ei fac cu tine și la bine. Și, dar cum s-a terminat pandemia, câțiva dintre ei ne-au lăsat, au găsit joburi mai bune. Oricum, asta e viața, noi suntem gata pentru că pleacă un om, vine unul mai bun. Totuși, vreau să fim diferiți, să ne diferențiem pe raft și ca concept. Și atunci m-am mutat și am găsit nișa aceasta neacoperită de garage winery. Care, bine, și New York este garage winery, și Sydney, și Vancouver. Întâlnim în Europa, mai puțin în Europa de Est. Nici în România nu am văzut conceptul, da? Și având acest spațiu nefolosit, care a fost garajul Academiei de Științe a Moldovei, l-am închiriat și l-am transformat în vinărie urbană.